Deși se vorbește că este posibil ca noua entitate să nu fie înființată, la fel cum s-a întâmplat și cu Electra, există o șansă în plus ca de data aceasta lucrurile să stea altfel, deoarece acum au avut loc discuții concrete pe această temă. Mai mult decât atât a fost semnat și acordul de fuziune între companiile din Gorj care vor face parte din complex. În perioada următoare vor fi făcuți următorii pași și urmează să fie stabilit și sediul noii companii. Sediul principal, această deciziune este luată de și nu este luată pentru că nu avea să punem căruța înaintea cailor. Cred că această decizie va fi o decizie justificată sau argumentată din punct de vedere economic și social și pe baza unor argumente în perioade de reprezentare vom stabile și vom consulta care va sprijini această decizie societății unde va fi sediul. Va fi luat și această decizie. De asemenea, secretarul de stat a spus că această nouă companie va avea management privat. Societatea va fi listată pe bursă integral, să spunem. După aceea, vă dispuneți de o vânzare a unor pachete de acțiuni. Vom vedea, haideți, repet, să nu luăm aceste decizii, cum să spunem, înainte să avem niște date pe care să le putem cuantifica. Este pentru prima dată când au loc discuții concrete despre înființarea complexului, motiv pentru care reușita de înființare a unității este foarte mare. Pentru prima dată am văzut în expunerea tehnică câteva dintre avantajele despre care eu vorbesc despre foarte mult timp ale înființării complexului. Și cred că ați observat atunci când s-a vorbit de funcționarea grupurilor ce înseamnă să avem 3 centre de decizie, Rovina, Turceni, Craiova, ca fiecare să facă o politică de acces în piață și ce înseamnă să avem un singur centru de comandă care să gestioneze în modul cel mai eficient toate cele 9 grupuri, să spunem, 9-10 grupuri că vor fi în funcțiune. Pe tablă s-a arătat o economie de 17 milioane de euro pe an numai din această măsură și, după părerea mea, poate fi chiar mai mare. Săptămâna viitoare va avea loc un alt simpozion pe tema strategiei din minerit și energie, însă organizat de Uniunea Social-Liberală. Este un simpozion, după cum bine știm, lăsat așteptat, ca și forma organizatorii, Compania Energetică Oltenia, de asemenea lăsată așteptat. Faptul că se organizează aici, la Gorj, acest simpozion e un lucru bun, dar faptul că, după zeci de ani de căutare răspunsuri la ceea ce înseamnă perspectivă de dezvoltare energetică națională și perspectivă de dezvoltare a județului Gorj preponderent în producerea energiei electrice, eu sunt dezamăgit pe de o parte. Simpozionul de astăzi n-a fost supus la materialele dezbătute anterior să venim cu propuneri și observații. Complexul energetic Oltenia va fi o companie cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 900 de milioane de euro și va avea aproximativ 19.000 de salariați.